Gruma d'Angard. Adaptare radiofonică după piesa lui Martin Andersen Nexe. Primăvară târzie, ca toate primăverile în Danemarca. O ceață alburie plutește deasupra fermei Dangard, deasupra lanurilor și pășunelor care n-au apucat încă să înverzească. Departe, în zare, se lasă bănuită pădurea cu poienile și lacurile ei limpezi și reci. Prin fața locuinței stăpânilor din Dangard trece șoseaua care duce la oraș, cu pământul ei tare și argilos, cu sălcile triste lăcrimând în ceață. Câteva păsărele, zburlite încă de frig, ciugulesc pe marginea șanțului. Într-o odaie a fermei, la masa veche de stejar din dreptul ferestrei cu obloane, doamna Bon, o femeie bătrână și infirmă, lucrează la o împletitură de lână. Proptită de scaun, stă cârja de care se folosește în mers. În încăpere a intrat purtând un coș mare de lemne argatul Eric, idiotul, cum i se spune la fermă. E o namilă de om cu înfățișarea jalnică. Ei, bravo, Eric! Mi-ai adus un coș plin cu lemne. Te-ai muncit mult cu ele, băiete. Îți mulțumesc. Pune-le acolo în ladă. Așa, Eric, așa. Acum așează-te lângă sobă și o să-ți aduc ceva bun de mâncare. Uite și farfuriara cu compot, Eric. Da, stai să te șterg la gură. Ți-am mai spus de atâtea ori să nu mai ții tot timpul deschisă. Așa e, așa, băiete. E bun compotul, hm? Dar îți mai place, hm? Tânărul Albert, fiul doamnei Bon, vine din încăperea de alături. Îi aruncă lui Eric întreacă o privire rea, dușmănoasă. Idiotul se ferește cu frică din calea lui și se strecoară repede pe ușa afară. Cât o să-l mai hrănim și cât o să-l mai ținem aici pe idiotul ăsta, mamă? Toată viața? Să-l iau odată primăria și să facă ce-o vrea cu el. O să mă ocup serios de chestiunea asta, așa nu mai merge. Și la urmă urmei, dacă nici primăria nu se vrea să-l primească, o să-l las vârlim în stradă. Nu o să mai aibă încotro și o să-l culeagă de acolo. Da, da, fă așa cum spui. Eu nu pot și nici nu sunt dator să port de grijă unor incapabili, unor imbecili, de pe urmă cărora nu trage nimeni niciun folos. Nu, într-adevăr, tu nu poți face asta. Hotărât că nu. Și să fim bineînțeleși, nici nu vreau. Toată vorbăria goală despre datoriile noastre față de cei de jos nu mă interesează. În curând, toată lumea asta va deveni o societate de binefacere. Da, ai dreptate. Nu suntem obligați să-i dăm lui Eric nici adăpost, nici întreținere și, firește, n-are nicio importanță datorită căror împrejurări a ajuns în halul ăsta. Spre rușinea noastră, tatăl tău l-a nenorocit. O știi bine. Remușcări nu prea și-a făcut. Nu, nu-și pierdea el timpul cu așa ceva. Totuși, tatăl tău a fost acela care a ținut ca Eric să rămână aici, la fermă, și după întâmplarea aceea.
S-a gândit că de bine, de rău, și Eric e om. Pentru mine nu-i decât o vită. Și dar știi bine că noi îi spravim repede cu vitele când încetează să ne mai aducă vreun folos. După tine, după felul cum te porți, n-ar trebui să se facă vreo deosebire între slugi și vitele de muncă. Nici nu este. Și pe lângă toate astea, Eric mai este și idiot. Și dacă este adevărat că ne tragem cu toții din animale, nu văd de ce trebuie să iau în tragic situația aproapelui. Firește, dacă așa stau lucrurile cu noi. Aproapele nostru, nu? Aproapele nostru. Vorbărie sentimentală, stupidă. Din fericire lipsită de orice preț în epoca noastră. Pe când semen, e da, iată un cuvânt potrivit. Prin semen înțeleg pe acela de la care pot trage un folos. Atât și nimic mai mult. Ăsta e punctul meu de vedere și altul nici nu există. Aminte, o să se ducă dracului totul. Somnolința sentimentală nu ajută la nimic, mamă. Din potriva, amorțește. Este nesănătos să ajuți, să încurajezi slăbiciune. Sănătos este să o zdrobești fără milă, fără cuțare, oriunde o întâlnești. Numai așa se întărește rasa. Aminte, o slăbim. Desigur, desigur. Da. De ce mă privești cu atâta ironie? La ce te gândești? Mă gândeam la vremea când erai copil. Oh. Nu-i vorbă. Omenie e greu de găsit în tine și acum. Dar pe atunci... Pe atunci erai un adevărat diavol desmățat și deșuchiat. Făceam mai bine dacă te azvârleam în lada cu gunoi decât să-ți fi purtat de grijă zi și noapte. Da. Da. Presupun că te îngrijeai de mine pentru că îți făcea plăcere, nu? Îți satisfăcea o necesitate sufletească, nu-i așa, mămică? Da, da, da. Îmi satisfăcea o necesitate sufletească. Iubirea maternă. Nimic altceva decât cultura de bacil în sticle de bulion. Nimic altceva decât un egoism feroce. Chiar așa, da, da. Să lăsăm astea. Spune, ai ceva de cumpărat de la oraș? Mulțumesc. Pentru mine nu e nevoie să te obosești, să bați drumul până la oraș. Dar am treburi. O să mă opresc și pe la primărie să vorbesc în legătură cu idiotul. Nu! Asta nu o vei face. Eric va rămâne aici chiar dacă ar trebui să-l iau în camera mea. E ultimul meu cuvânt. Bine. Bine, mamă. Cum vrei. Să știi însă că... Nu mi-e deloc plăcut să-l tot văd pe aici, în preajma ta. Crede-mă, nu strică de fel să-l ai cât mai des în fața ochilor tăi. Bărbații din Dangard n-au știut să fie întotdeauna cei mai buni stăpâni. Le-a venit mai ușor să lovească cu pumnul, cu bâta, decât să spună un cuvânt bun. De multe ori când tatăl tău se lăsa în voia furii, când era gata să se năpustească, să schilodească în bătăi un argat, era destul să-l vadă pe Eric, ca să-și amintească și să-și vie în fir. Pe mine Eric nu mă impresionează și nu mă înduioșează de fel. Dar îmi dacă din pățania lui ar fi tras ceilalți o învățătură. Dacă s-ar fi învățat minte cei deopotrivă cu el să nu mai îndrăznească să ridice glasul împotriva stăpânilor. Dar de unde? Prezența lui Eric mai degrabă îi întărâtă, îi stârnește. A intrat diavolul în slujile astea de aici, de la țară. Trebuie să te ploconești, să te căciulești și în fața și în spatele lor, ca să pună mâna să lucreze ceva. Una, două, domniile lor se vaită că muncesc prea mult. Mai cu seamă, blestemat-o, îngânfat-o ăsta de per, bastardo. S-ar cuveni să-mi cunoască odată bine de tot pumnii, cum i-a cunoscut Eric pe lui tata. Nu te-aș sfătui să încerci. Cu el ți-ai găsit beleau. Și nu e deloc înțelept din partea ta să-l numești bastardul. Te-ar putea auzi. Are și el mândria lui. Oamenii ca el sunt sensibili. O scursură de azil. Da, dar un om mai bun n-am avut și nici nu vom avea. Numai el a fost în stare să stârpească beția de la ferma noastră. El i-a învățat pe toți ceilalți să se gândească la alte lucruri mai bune, mai frumoase. Cum? Mai... La ce fel de lucruri bune și frumoase, mamă? Să fie nesupuși? Să fie din ce în ce mai pretențioși? Era mult mai bine când se îmbătau și ar fi mai bine să se îmbete și acum. N-ar mai cere decât rachiuda. Astăzi ei vor să fie stăpâni. Asta așa este. Ridică glasul cam prea tare când cer ceva. Mai bine ar fi să se îmbete, zici tu, m? Da, da. Ei, da. La asta te pricepi și tu foarte bine.
De altfel este și singura asemănare cu tatăl tău. Bine, bine, ține tu cu ei, mamă, și o să vezi. Ca și când n-ai ști că ei sunt aceia care ne întrețin ferma. Și e destul de rău că trebuie să primești de la un argat adus din azil ceea ce ar trebui să am prin munca fiului meu. De per să nu te atingi. Dar el ia țâță. Vor salariu mai mare și ori limitate de muncă. Nu vezi? După încetarea lucrurilor, o iau din loc. Pur și simplu se duc unde le place. Cu toate că regulamentul de muncă le interzice categoric să părăsească ferma. Și tot îndruci tu acolo. Zic că asta ar fi trebuit să se întâmple când trăia tata. Tatăl tău a fost încăpățânat, dar nedrept nu era. Da, da, idiotul i-ar putea procura un certificat de bună purtare. Destul! Ai vorbit destul despre el. Pe Eric va trebui să-l suporți aici cât timp mai sunt în viață. Nu ne strică nici mie, nici ție să-l avem în fața ochilor. Bine, mamă. Bine, nu vreau să te necărșesc. Spune, cum îți mai merge cu ochii? Cum știi? Dar de ce mă întrebi? Cum ajung în oraș, mă duc să vorbesc cu noul medic de ocol. Se spune că ar fi foarte priceput. Nu te osteni. Ochii mei au plâns prea mult ca să ne mai poată fi de folos ceva. Bucuria o scoți mai ușor pe ușa afară. Dar suferința? Suferința odată intrată aici, în inimă, nu mai pleacă niciodată. Ar fi bine dacă s-ar descoperi un medicament care să poată fi picurat în ochi, ca să nu mai lăcrimeze atât. E, da. Comandă tu niște picături ca să nu mai lăcrimezi. Da, da. Ascultă, mamă, n-ai putea să-mi împrumuți 200 de mărci? Aha. Numai până duminică seară. Duminică primesc banii ce mi se cuvin de la Asociația Măcelarilor. Mi-am adus aminte acum, vorbind despre medicul de ocol. El este casierul clubului nostru și trebuie să plătesc cotizația anuală. Am auzit că se chefuiește mult la patria. Astea sunt clevetiri de ale dușmanilor. Dacă ar putea, ne-ar suci gâtul. Firește, pregătim și noi din când în când câte un bal. Trebuie când vrei să câștigi tineretul. Da, vă țineți nasul pe sus, dar podeaua de dans o împărțiți cu muncitorii. Împrumutăm cele 200 de mărci, mamă. O să-i primesc înapoi cu dobândă. Comanda de granit pentru fortul cel nou îmi este asigurată. Doar eu am organizat colecta. A mea a fost ideea. Este vorba de comenzi mari? Da, da. Cariera va avea de lucru din belșug cel puțin 10 ani. Banca de credit ne-a trimis chiar azi o scrisoare în legătură cu dobânzile. De data asta sunt deosebit de convenabile. Doar directorul băncii conduce întreaga colectă pe țară. Vezi, dar o mână spală pe alta. Da, și oricât de murdară ar fi apa, mâinile rămân curate. Fie. Uite cecul. Trebuie să-l completez. Da. Stai. Stai să-mi caut ochelari. Nu, nu, n-ai nevoie de ochelari, mamă. Semnează doar aici. Uite, uite tocul. L-am uiat eu în cerneală. O clipă, Albert. Stai. Uite, mi-am găsit ochelari. Vezi? Văd totuși mai bine cu ei, nu? 300 de mărci. Falsificatorule. Și pe propria ta, mamă, oșeli. Și meseria asta ai învățat-o. E drept, se învață foarte ușor. Uite ce fac eu cu cecul. Mamă, de ce l-ai rupt? Nu ne-am înțeles să-mi dai 300 de mărci? Dă-mi adresele unde să trimit eu cele 200 de mărci. Asta pentru tămăduirea patriei. Dar, mamă, nu mă pot arăta în oraș fără... Am plătit destule datorii de pe urma bețiilor tale. Mamă! Atât am avut de spus. Du-te și vezi-ți de treburile tale. Bine, mă duc. M-ați chemat, doamnă? Da, Maria. Nu știi pe unde se află Per?
E în șopron, doamnă. Cântărește grâul. Vezi? Asta o știi foarte bine. Știi tot atât de bine unde sunt și ceilalți argați? Eu... Nu te rușina, copila mea. Când o femeie vrea binele unui bărbat, trebuie să învețe din timp să-i poarte de grijă, să știe unde întârzie, ce face. După ce pleacă domnul Albert cu trăsura la oraș, dar numai după ce pleacă, trimite-l pe Per până la mine. Bine. Și acum poți să te duci. Cum mai mână cavalerul? La fel ca taică-su. Intră! Dumneata erai Per. Stai jos. Mulțumesc. În curând va trebui să-ți spun, luați loc, vă rog, domnule Per. Cum dorește, doamna. Ne cunoaștem de câțiva ani, Per, nu-i așa? Și mi se pare că noi doi ne-am înțeles întotdeauna destul de bine. Da, dacă fiecare își face datoria... Spune, Per, este oare astăzi atât de greu să fii slugă la o fermă? Nu știu dacă este mai greu decât altă dată, dar în tot cazul noi credem că așa nu mai trebuie să o ducem. Și ce fel de drepturi vreți? Vrem să fim tratați ca oamenii. Am auzit că vreți să locuiți în casele stăpânilor, nu? Asta ar însemna ca noi să ne mutăm în aripa grajdului. Eu n-ar fi rău dacă am schimbat măcar din când în când. Loc ar fi aici destul și pentru noi și pentru voi. Dar atunci cine o să mai audă dacă li se întâmplă ceva vitelor în timpul nopții? Nu sunt vitele noastre. Asta nu pot fi vorbele tale, Per. Un bun servitor se îngrijește de bunurile stăpânilor săi. Așa a fost întotdeauna. Noi credem că pentru leafa și întreținerea pe care o primim este de ajuns dacă ne facem datoria în orele de zi. Nu vrem să fim sclavi și noaptea. Dar ne-am putea totuși înțelege. Nimic nu este atât de încălcit încât să nu poată fi descurcat până la urmă. Nici grânele nu rodesc dacă sunt semănate cu vrajbă și cu rea voință. Dar dacă eu îți făgăduiesc că voi vorbi foarte serios cu Albert despre situația ta, crezi că așa nu s-ar putea pune odată pentru totdeauna capăt neînțelegerilor? Nu e vorba numai de situația mea. Nu-mi pot părăsi tovarășii. E bine ca fiecare să se gândească mai înainte de toate la el. Pentru noi, oamenii săraci, e mai bine dacă ținem unul cu altul. Dacă suntem uniți, dacă împărțim și bucuriile și necazurile. Cum stăm cu aratul, Per? Putem însămânța curând? Pe ogoarele mai ridicate, vecinii au început. Noi, cei de la Dangard, am întârziat. Atunci de ce nu te grăbești? Da, bineînțeles, nu se prăpădește averea lui Per. Un proverb din bătrân spune: decât un vizitiu rău, mai bine fără niciunul. Din câte știu eu despre tine, n-ai fi un vizitiu prea rău. Eu? Aici la curte nu sunt decât un cal de tras la ham. Doamna ar trebui să-i ceară socoteală celui care ține hățurile. Așa? Apoi pe stăpân poți să-l critici fără grijă. Oare s-a întors domnul? Domnul, este o căruță străină. Trebuie să mă duc să-i desham căie. Are cine să facă treaba asta? Rămâi aici, Per, și să ne spunem ce mai avem de spus. Zici că aici, la curte, treburile nu merg tocmai bine. Dacă trebuie să spun adevărul, atunci... Atunci? Adevărul nu este ascultat cu plăcere. Adevărul nu aduce nimănui nenorocire. Nu avem sămânță. E, acum chiar că vorbești ca să nu dor. Dar grâul din hambar? Este vândut și trebuie expediat azi mâine. Asta care va să zic a fost treaba voastră de a rămas ogorul nesemănat? Da. Și cei de două stoguri de afară? Sunt numai paie. Și mie nu mi s-a spus nimic. Nimic! Vieții mei ochi nu pot vedea atât de departe. Stau aici țintuită de boală.
de podagră, de necazuri. Și între timp mi se fură de sub ochi totul. Totul. Nu, nu, dar tu mă minți, sper. Nimeni nu poate fi atât de ticălos să vândă grâul de sămânță când pământul arată așteaptă. Și când ați străierat? Când a fost doamna bolnavă? Du-te imediat afară și trage câte un mănunchi din fiecare stoc. Unul de ors și unul de ovăz. Dar Dumnezeu să te pedepsească, Per, dacă mă înșel. Să mergi de-a lungul peretelui ca să te văd. Ai înțeles? Da, doamnă. Scoate mai din adânc. Mai din adânc, Per. Uitați-vă, doamnă, un mănunchi de ovăz și altul din stocul de ovăz. Vi le aduc pe amândouă să le vedeți. Să fie oare cu putință. Astea sunt, doamne. Într-adevăr. Paie. Paie. De aici, de la fereastra mea, vedeam stogurile mereu pe același loc. Credeam că... Bine, Per. Poți să te duci. Mă scuzați. Bună ziua, doamnă Gun. Se pare că nu mă mai recunoașteți. Ba, știu foarte bine cine ești, mademoiselle Keller. Cu toate că de când ai plecat din Dangard a curs multă apă în mare. Femei de felul tău n-au fost prea multe aici, la curte. Ce vreți să spuneți cu femei de felul meu, doamnă Bun? O, doamne, la câte nu se mai gândește omul. Dar se pare că te-ai mai schimbat. Ai căscat niște ochi la argatul acela cu care te-ai ciocnit în ușă. Te pomenești că ai ajuns acum la bătrânețe să-ți lase gura apă după bărbați. Dar în sfârșit, îți spun, bine ai venit acasă. Ce mai e nou prin capitală? Știți, bătrânul consilier a cărui gospodărie o conduceam a murit. Da, am auzit. Se spune că ți-a lăsat moștenire o adevărată avere. Și desigur acum, la bătrânețe, ai venit să te stabilești aici. Așa am de gând. Cum mai merg treburile la Dangard? Cum vrei să meargă când toți fac pe domnii cu gulere scrobite? Hm? Cine vrei să mai ducă greul? Eu nu știu cum sunt orânduite lucrurile în altă parte, dar aici, la țară, aproape nimic nu mai merge cum trebuie. Vârful pomului se veștejește și viermii se întind sub coajă. Acum slugile vor să se joace de-a stăpânii. Așa sunt vremurile. Cum? Bătrâni de felul nostru nu mai pot schimba nimic. Vremurile? Eu ziceam că nu există decât o singură vreme și ea cere fiecăruia să-și facă datoria. Și care sunt pretențiile lor? Nu cumva vor să mănânce cu furculiță și cuțit? Asta n-ar fi o dorință prea greu de îndeplinit? Eu am fost întotdeauna de partea lor, ori de câte ori li se făcea vreo nedreptate. Din cauza asta am și avut destul de suferit. Dar acum vor drepturi. Asta strigă tot timpul. Drepturi, drepturi și iar drepturi. Nu mai vor să locuiască în odoile de lângă grajd. Vor în casa stăpânilor. Vor ore fixe de lucru și cine știe ce sunt în stare să mai ceară, să mai pretindă. Înspre partea lor, grânele pot să nu încolțească pe ogoare. Vitele să crape în grajd. Lor le e tot una. Lor le arde de plimbare. Aș vrea să știu dacă și în alte părți este așa sau poate bunul Dumnezeu s-a mâniat numai pe stăpânii moșiilor. Oh, în alte părți este și mai rău, doamnă Bun. În capitală, servitorii se angajează numai cu luna și se vorbește că muncitorii plănuiesc să răstoarne stăpânirea. Poate pe lumea cealaltă. Ar fi bine să ne obișnuim cu gândul că toate astea nu pot fi rezolvate decât într-un singur fel. Sunt prea bătrână ca să înțeleg discursuri atât de moderne. Tânărul acela frumos care a ieșit adineaura de aici se numără și el printre cei nemulțumiți? Frumos? În fața lui Dumnezeu sunt toți deopotrivă de frumoși. Per bastardul? Ah. Da, el este capul lor.
De la el pornește duhul răzvrătirii. Per bastardul? Așa îi spuneți? Dar cum ai vrea să-i spunem unuia ca el, care n-are nici mamă, nici tată? Din păcate, cei care nu sunt nimic sunt adesea și cei mai răi. E rușinos. Cu atât mai rușinos pentru Per, care, trebuie să recunosc, este un om harnic și ordonat. Da, să se observă de cum îl vezi. N-ar trebui să vă faceți atâta inimă rea, dragă doamnă Bun. De ce nu predați ferma fiului dumneavoastră? Trebuie să fie destul de vârstnic acum. Alberto și conduce de câțiva ani. Lăsați-l atunci pe el să se descurce cu toate greutățile. E tânăr. Sau poate ați prins și dumneavoastră gust să conduceți? Așa se spune. Și se mai spune că sunt aspră. Dar cum de-am ajuns așa, asta nu întreabă nimeni. Doamna din Dangard înjură și poruncește, închide gura oricui. Dar și ea a fost odată o doamnă îngrijită, curată. Îi plăcea și ei să fie mângâiată de mâini calde. Îi plăcea mai mult decât să ia gârbaciul. Tu ai cunoscut-o pe vremea aceea. Da, îmi amintesc cât erați de drăgălașă și de zglobie și în timpul sarcinii. Vă aduceți aminte? Plângeați uneori în brațele mele când vă lăsați soțul dumneavoastră să-l așteptați prea mult. Bon plecase la oraș chiar cu câteva zile înainte de ziua când știa că trebuie să nasc. Spunea că nu poate suporta. Dar când a venit acasă, când a văzut băiețelul, a fost nebun de fericire. Și eu îmi dorisem tot un băiat. Da, Bon era atât de furtunos. Pe atunci nu mi-era greu să-l suport. O femeie tânără cu sângele cald poate răbda multe de la un astfel de om. Dar mirosea groaznic a țuică. Aproape îmi pierdeam răsuflarea. Mai bine mânecam fiul în cada de baie. Nu, doamnă Bon. Acum sunteți nedreaptă. Lucrurile nu stau chiar așa de rău. Nu. Atât de rău nu poate să fie. Adevărat. Numai că acum sunt foarte obosit. Vezi? Asta este deosebirea între atunci și acum. Acum sunt bătrână și nu mai am pe nimeni în care să-mi pun nădejdea. Mai înainte l-aveam pe Per. O să vedeți dumneavoastră. De acum încolo o să-l aveți tot pe el. El e un străin. Și de ce să primesc de la el ceea ce s-ar cuveni să primesc de la propriul meu fiu? Ăsta e adevărul, Mademoiselle Keller. N-am pe nimeni. Sunt părăsit. E greu pentru noi femeile fără bărbați. Oh, Doamne, nici bărbatul n-a fost o bucurie prea mare pentru mine. Oricum, e rău cu el, dar mai rău fără. Acum vorbești și tu cum vorbește orbul despre lumina pe care n-a văzut-o niciodată. Cât ești tânără, nu poți fără ei. Asta e nefericirea noastră a femeilor. Dar la vârsta noastră... Desigur, acum nu mai e cazul. Totuși, acum mai mult ca oricând avem nevoie de un sprijin. Sprijin? Se vede bine că n-ai avut niciodată de a face cu bărbați. Altfel n-ai vorbi așa. Chiar dacă n-am fost căsătorită, puteam totuși foarte bine să am de a face cu bărbați. Acum te lauzi. Tu ai fost întotdeauna atât de potolită. Mi-amintesc că Bon te poreclise călugărița. Serios? Așa îmi spunea el? Da, da, da. Și mai spunea și fecioara. Nu te putea suferi. De aceea și ținut atât să te îndepărtezi de aici. Da. Multe lucruri par altfel decât au fost. Aha. Poate vrei să spui că și tu ai plecat pentru că așteptai un copil ca toate celelalte, nu? De ce nu? Hai, taci din gură. Dar nu se apropie sfârșitul lumii ca să ajungă să le fie rușine oamenilor că au dus o viață așezat. Mulțumește mai bine domnului că ai putut trăi fără bărbați. Dar ei sunt sarea noastră. Sarea noastră?
Bună sare! Totuși dumneavoastră v-ați iubit soțul. L-am iubit. E adevărat. Era cioplit dintr-un lemn tare, dar făcut numai pentru lux și petreceri. A fost un bețiv și un risipitor. Vagabonda zi și noapte. Uneori nu dădea pe acasă câte o săptămână întreagă. Da, nu i se mai sfârșeau puterile. După ce ai plecat tu, a fost mult mai rău. Stăteam aici și vegheam. Nu știam niciodată dacă nu zace undeva într-un șanț cu capul sfârmat. La beție mâna căruța ca un nebun. Uneori plângeam și doream răul. Dar când venea acasă, îi deschideam brațele. Așa suntem noi. Venea acasă și se ducea de-a dreptul la cămară să mai bea ceva, ceva tare care să-l spere de ce băuse până atunci. Eu stăteam în pat și tremuram de frică să nu greșească sticla, să bea acid prusic în loc de rom. Nu cutezam să ies după el. Trebuia să mă prefac că dorm când venea din astfel de călătorii. Așa îmi cerea. Îi plăcea să mă trezească cu o sărutare. Și eu primeam ce mai lăsau celelalte. Sărmană, doamnă bun. Nu-mi place să fiu compătimită. Nici atunci n-aveam de ce să mă plâng. Ele, celelalte, îl iubeau așa cum era el. Și avea destul să dea în stânga și în dreapta. Și-a tot dat până n-a mai rămas nimic în urma lui. Dar nu pot înțelege cum am avut atâta încredere în el. A dus în ruină în moșia și odată cu ea s-a ruinat și pe el. Și când văd acum acest netretnic fiu pe care mi l-a lăsat moștenire, îmi vine să blestem totul. Poate n-ai să crezi că și acum mi se mai întâmplă să mă trezesc în mijlocul nopții lac de sudoare pentru că am visat că Bun a schimbat sticlele din cămară. Da, înțeleg. Spuneți-mi, tânărul acela care v-a dat un ajutor atât de mare, Per Bastardul, cum îl numiți dumneavoastră, de unde a fost adus? De unde poate fi adus unul ca el? E un copil din flori pe care l-am luat la fermă. Am nădăjduit că unul ca el crescut la curte va da dovadă de mai multă credință decât alți vagabonzi. Hey. Dar văd că ți-a rămas gândul la el. Nu cumva la vârsta ta ți s-a făcut poftă de carne tânără? Află că Per are o iubită. Da. O cheamă Maria și e și ea slușnic aici la fermă. Seamănă atât de mult. Aha. Da, ce prostii spun. Mă gândeam... Da, seamănă cu Bun, nu-i așa? Asta ai vrut să spui. Ei, numai că vezi, în cazul ăsta, cred că Bun n-are absolut niciun amestec. Și eu am crezut atunci când l-a adus de la azil. De la azilul de săraci? Desigur, de acolo se iau copiii din flori. Au atât de mulți că sunt bucuroși să-i împartă. Ba mai și plătesc pentru întreținerea lor. Așadar, ați primit bani ca să-l luați aici la fermă? Ei, doar nu era să-i donăm primării. Erau pentru întreținerea lui Per. Și bineînțeles că i-ați pus deoparte. I-ați păstrat pentru Per. Pentru Per? El a primit la noi adăpost și întreținere. Mai mult de atât nu putea cere. Atunci înțeleg de ce nu are niciun motiv să fie mulțumit de stăpânii lui. A răscumpărat cu vârf și îndesat prin munca lui tot ce i-ați dat. Dar ce-i cu tine? De ce te amesteci în treburi care nu te privesc? Nu cumva ai devenit socialist acolo, în capitală? Nu am dreptul să mă revolt împotriva nedreptății atunci când o văd cu ochii mei? Firește, când propria ți-o draslă nu e bună de nimic, de ce să nu chinuiești copiii altora? De ce te bagi în astfel de discuții? Tu și copii? Ce ai făcut tu pe lumea asta? Exact atât cât a făcut și cârja mea. Ia mai bine taci. De vaci sterpe nu întreabă nimeni. Poate că totuși am făcut și eu ceva pe lumea asta. Și poate dacă ați auzit ce, v-aș face să plângeți. Lăudăroasă! Thank you.
de duminică, dar fără odihnă pentru argații de pe moșia Dangard. În aripa în care se află grajdurile pentru vite și încăperile slugilor, se aude larmă de glasuri. Este ora prânzului și unul câte unul, servitorii vin să-și primească blidul de terci și scrumbia sărată, hrana lor de fiecare zi. De față e Per, Anders, Mons, ceilalți doi argați, bătrânul servitor Holm și slujnica Gheartă, care împarte mâncarea. Aze, ce delicatesuri ne dai, Gheartă! Un fel de mâncare cu totul și cu totul nou. Oare cum s-o fi numit? E un pește foarte bun. Să cauți cu lumânarea, nu dai de un oșor. Oare cum s-o fi numit peștele ăsta așa de scump? Mi se pare, că se numește... Ter. Așa e, Gheartă, că am ghicit. Parcă n-am mai mâncat de mult, ești, Gheartă. Dacă nu mă înșel, tocmai de azi dimineață. Și scrumbie sărată? Mi se pare că, tocmai de așa. Degeaba râdeți. Oricât aș dori ceva mai bun, tot nu vă pot aduce la masă. Eu de copil am învățat că datoria noastră a slugilor este să mâncăm ce ni se dă. Nu-i așa, Per? Tu, Gheartă, ai fost întotdeauna supusă. Meriți cu prisosință linguriță de argint pe care s-o primește astăzi la biserică, chiar din mâna primarului și a pastorului, de prăsplată pentru că ai slujit cu credință 25 de ani aici, la Dangard. Dar să știi că nici noi, ceilalți, nu suntem niște ticăloși, fiindcă avem pretenții ceva mai mari decât tine. De pildă, să nu ne sculăm flămânzi de la masă. Vreau numai să-ți spun că anumiți oameni joacă cărți pe mâncarea noastră. Dar nu-l văd pe Eric la masă, unde e? Să-l căutăm în camera Gheartei. L-o fi ascuns sub pat. Ce aveți cu mine și cu Eric? Eu nu ascund ce este între el și mine. Despre partea mea poate să afle oricine. I-am jurat credință și eu păstrez. Am venit în aceea zi aici, amândoi, acum 25 de ani. Dacă l-ați fi cunoscut atunci, n-ați mai vorbi acum așa, nu v-ați mai purta așa. Vă mai muțăriți după stăpânul vostru. Dacă stăpânul strigă încolțiți-l, atunci lătrați cu toții la bietul Eric. Doar Per se poartă omenește cu el. Ei, dacă l-ați fi cunoscut pe Eric... Acum 25 de ani, pentru el nimic nu era prea greu. Te puteai bizui pe el în toate. Era leit Per de astăzi. Plin de putere ca și el, muncea cât zece cu tragere de inimă, dar știa să-și apere dreptul său. N-am să uit niciodată. Niciodată. Uite, Eric stătea în ziua aceea aici, la masă, în locul în care stă acum Per. Per era și el de față, avea 5 anișori pe vremea aceea. Ședea cu minte pe un scăunel lângă lada de lemne, argați în jurul mesei, cum stați voi acum. Și erau nemulțumiți de mâncare, mâncare proastă, terși și scrumbii sărate ca și azi. Oamenii făceau gălăgie, zvârleau peste masă farfuriile cu terci. Doamne, Doamne, când îmi amintesc, și acum îmi sună în urechi cele întâmplate atunci. Asta e mâncare? Vitele o duc mai bine ca noi. Așa, ne-am săturat. Lăsați-o, lăsați-o. Da, poți să le dai stăpânului. Să le mănânce el. Ia-ți blidele, Gheartă. Stâmpărați-vă, oameni buni. Ce, Gheartă? E partea stăpânului? Eric, ce sunt vorbele astea? Iată ce-ți. Dar ce s-a întâmplat? Vine Namila. Vine domnul Bon. Lasă-l să vină. O să-i aruncăm lui plidele în față. Ce-ți?
Niciunul din voi nu mai are urechi? Ești tu, Eric? Vreau doar să mulțumim stăpânului pentru mâncarea bună pe care ne-o dă. Aha! Tu ești capul răzvrătiților! Toți vrem să vă mulțumim pentru mâncare! Așa! O să vă trag eu o mulțumire de nu o să puteți duce! Hați voi! Pe s-a repezit și a spart lampa ca să se facă întuneric. I-a încățat pe toți de ceafă, unul pe drumul și a zvârlit afară pe trepte. O stârpitură asta de copii de aici! Hai, ieșiți! Ieșiți cu toții din căloșel! Răzvrătiți-vă! Întuneric, stăpânul a smuls piciorul de la un scaun și l-a lovit pe Eric în cap. I-a tot dat până când l-a răpus. A căzut jos în nesimțire. Doamne Dumnezeule, ce grozăvie a fost! L-am așezat pe Eric pe patul meu. Perle și nase de spaimă, a trebuit să-l stropim cu apă. Cât de bine ar fi dus-o noi doi, eu și cu Eric, dacă nu-l schilodea. Am fi avut acum căsuța noastră. Îmbătrânesc, dar din suflet tot nu pot să mi-l scot. Ne fluiere stăpânul ca un câine. Vine aici. Ce-o mai fi vrând? Niciunul dintre voi nu mai are urechi? Nici tu, Per? Când se vorbește cum se cuvine, avem urechi cu toții. Niciunul din noi nu fuge de muncă, dar câini nu suntem. Domnul dorește ceva? Bineînțeles! Înhămați cai la căruță! Mihai, mișcați-vă mai repede! Înhamă tu cai, Hans. Să ne ducem și noi la treburile noastre. Argații s-au ridicat de la masă și au părăsit încăperea. Gheartă a rămas singură și plânge încet cu suspine. Așa o găsește doamna Bon, care intră șchiopătând, sprijinindu-se în cârje. Dar ce-i cu Gheartă? Plânge în ziua în care e sărbătorită? În ziua în care trebuie să primească lingurița de argint? Eric! Eric! Bănuiam eu. Dar de ce se gândește Gheartă mereu la o nenorocire care s-a întâmplat de mult? O rană pe care o zgândăr tot timpul nu se mai vindecă niciodată. De ce a trebuit să ajungă Eric un nenorocit? Ce vină a avut el? Ce a spus el atunci mai mult decât poate spune astăzi cu glas tare orice argat? Acum sunt alte vremuri, Gheartă. Multe n-ar fi astăzi așa cum sunt dacă ar mai fi trăit Bon. Dar nici când trăia stăpânul nu mergeau lucrurile prea bine. Poate. Dar tot e mai bine cu un vizitiu pe capră, chiar dacă mână căruța în iad. Dar asta nu o poate înțelege Gheartă. E, hai, spală-ți ochii. Nu cumva ai să te duci la biserică cu ochii înroșiți de plâns. Grăbește-te și ai grijă să nu se ia Eric după tine. Eu mă gândeam să-l iau cu mine. Crezi oare că ar fi nimerit? Aș fi dorit atâta să fie și el cu mine. Noi doi am împărțit întotdeauna și bucuriile și necazurile. Și dacă primesc astăzi drept răsplată o linguriță de argint pentru că am slujit aici cu credință 25 de ani, are și Eric un merit. Hei, dacă nu l-ar fi schilodit atunci stăpânul, astăzi eu și cu Eric
Am fi mâncat amândoi la masa noastră și ar fi fost tare bine, chiar și fără lingurița de argint. Dacă ai rămas aici numai pentru Eric, treaba ta, nu mă interesează. Principalul e că ai slujit cu credință. Ascultă, Gheartă. Da, doamnă. Mi se pare că și astăzi a fost gălăgie la masă. Da, tot din pricina mâncării. Mi-am închipuit. Dar friptură de gâscă și cozonac nu pot să le dau. Dar n-au ei pretenții chiar atât de mari. Dar zi de zi, dimineața, la prânz și seara, numai scrumbii sărate și terci. Am auzit că în alte părți argații prime seara în loc de terci ceai cu pâine și unt. Dacă și... i-aș putea mulțumi cu asta, dar mie să nu-i întărâtă mai rău. Că vezi, dacă întinzi diavolului degetul cel mic, el ți-nșfacă toată mâna. Gheartă, nu știu unde e Per. Cred că e în odaia lui, doamnă. Trimite-mi-l aici. Bine, doamnă. Da, da. Trebuie să fac ceva. Așa nu mai merge. Doamna are să-mi spună ceva? Per, ai devenit atât de aspru de la o vreme. Pentru că mi-apără interesele? Despre asta este vorba? Vorbesc despre felul cum te porți și despre ce ai de gând. Eu nu-ți vreau decât binele. Încă n-am observat. Poate din pricină că sunt venit aici de prea puțin timp. Cred că ai primit întotdeauna și întreținere și îmbrăcăminte. Și doamna spune că s-ar cuveni să-i fiu recunoscător, nu-i așa? Părerea mea este că a trecut vremea când săracii munceau ca să-i întreține pe cei mari și mâncau ce li se zvârlea din milă. Adică noi trăim din mila voastră, zici tu. A, poate că asta nu-i prea departe de adevăr. O fi ceva adevăr în ce spui tu, Per, dar tot atât de adevărat este că în tine a intrat diavolul. Parcă ai fi din sângele lui bun, atât ești de cutezător. Fii bucuros că nu mai trăiește stăpânul să te audă vorbind astfel. Da, unul din noi doi s-ar fi ales cu câțiva pumni zdraveni. Numai că vremurile lui Eric s-au dus. Ești tare ca diavolul. Cum stăm cu treburile, Per? Ați primit poruncă să ieșiți mâine pe ogor? Încă nu, dar mai e timp. Poate spre seară, când se întoarce domnul acasă. Până atunci trebuie să știu ce crede cel cu care vorbesc. Ce vrea să spună, doamna? Orânduiți-vă lucrurile în așa fel ca și când fiul meu nu s-ar întoarce acasă câteva zile. Poate că are treburi multe în oraș, ce știu eu. Atunci începem de la livada fierarului. Știe Per singur cum e mai bine. De ce nu se mai interesează Per de toate ca înainte, așa cum s-ar cuveni? Tocmai acum, când e nevoie mai mare, te dai înapoi. Sămânță nu pot procura. O să găsim noi undeva și sămânța de care avem nevoie. Voi ăștia tineri nu aveți deloc simțul onoarei. Nici tu nu-l mai ai, Per. Nu putem lăsa pământul în părăginire, Per. Asta e împotriva lui Dumnezeu. Și noi suntem săraci, chiar dacă avem o moșie mare și ne numărăm printre stăpâni. Gândește-te mai mult la noi, Per, și lasă în pace lumea care nu te privește. Am trimis atâta mari de vreme destule gânduri spre stăpâni. Dar puține s-au întors cu răsplata meritată. Tu spui că n-am avut decât grija noastră. Poate că ai dreptate, Per. Dar cui mai folosește acum să ne jiluim? Acum e vorba să se pornească din date la lucru. Și iată că tu te răzvrătești și asmuți oameni împotriva noastră din pricina mâncării. Nu e nevoie să asmut eu pe nimeni. Aici și vacile și porcii sunt mai bine hrăniți decât noi. Dacă ai ști, Per, cât de greu procurăm hrana, doar tu ești aici ca un copil al nostru. Da, știu. Ori de câte ori este nevoie de mine, mi se amintește că sunt aici de când eram copil. Drept răsplată trebuie să muncesc întotdeauna îndoit. Nu ți-a stricat munca, Per? Te-a făcut mare și voinic? Și nici nu s-ar putea zice că ai flămânzit aici. Dumneavoastră, doamnă, vi se pare foarte ciudat că cei care fac aici totul cer o hrană mai omenească. Totul? Oho, ce vorbă mare! Atunci și pământul este al vostru. În orice caz ar cuveni să fie. Ei, Per, iată-te stăpânit de grandomanie.
Și de ce năzuiește el atât de sus? Ca să aibă la masă blidul plin. Se vede bine, per că nu ești decât o slugă. Doamna se înșeală dacă și închipuie că numai de mâncare este vorba. Ai o gură obraznică, per. Vreau numai să vă lămuresc că nu e vorba numai de un blid de mâncare. Hrana este ultimul lucru care ni se mai poate fura. De aceea trebuie să începem lupta chiar de la ea. Spre rușinea noastră ne-am lăsat destulă vreme asupriți. Dumnezeu a orânduit lumea așa, cu stăpâni și supuși. Vrei tu să te ridici împotriva lui Dumnezeu? Cu astfel de vorbe ați vrut întotdeauna să mă închideți gura. Ajunge! Te-am ascultat destul, Hulin, numele Domnului. Și cu toate astea, doamna va trebui să audă azi de la mine vești și mai rele. Nu cumva vrei să ne părăsești tocmai acum? Se satură orice om să se jertfească pentru alții și drept mulțumire să se poarte cu el mai rău decât cu un câine. De îndată ce-mi voi găsi un alt loc, plec de aici. Vrei să mă lași singură? Acum, când mi-e atât de greu? Și Albert, dar voi ați crescut împreună cât ați fost copii. V-ați jucat împreună, ați fost ca doi frați. Am crescut împreună? Da, da, e adevărat. Unul în puf, celălalt pe paie, în grajd. Da, ne și jucam împreună. Dacă domnișorul se plictisea, eram luat de la lucru ca să mă joc cu el. A, și ce joacă! Eu eram calul. Trebuia să-l duc în spate pe domnișorul Albert, dacă mi-amintesc bine. E adevărat. Foarte adevărat. Cum de n-am văzut toate astea la vreme. Dar Albert era un slăbănoc. Nu era un nerod. Per, știi tu ce mi-am dorit eu de multe ori? Să fi fost tu, Per, fiul meu, și nu el. Să fii tu moștenitorul fermei, tu, Per, și nu el. Și dacă aș fi avut o fică, ți-aș fi dat-o ție cât ești tu de sărac. Trebuie să mai rămâi aici un timp, Per, trebuie. Doar aici e casa ta. Și chiar dacă nu ți-a mers așa de bine, eu m-am gândit întotdeauna la binele tău. Da. Doamna a fost întotdeauna dreaptă. Nu e adevărat, Per. Dar am vrut întotdeauna sincer să îndrept nedreptatea. Dacă știi tu cât de greu am dus-o. Și acum sunt atât de bătrână, atât de obosită. Sunt obosită de moarte, Per. Nici să plâng nu mai sunt în stare. Dacă așa dorește, doamnă, voi mai rămâne aici o vreme. Îți mulțumesc, Per. Îți mulțumesc. Poate că n-o să mai am multă vreme nevoie să mă sprijin pe tine. Și acum să ți-o trimit pe Maria. Poate vreți să vă duceți împreună la plimbare. Ah, dar iată-o iar pe Mademoiselle Keller. Ai secrete cu Per? Vă las, vă las. Bine că ești aici, tinere. Mi-era teamă că n-am să te mai găsesc. Pot să stau o clipă? Am atâtea să-ți vorbesc. Tocmai voiam să ies să mă plimb. Cu Maria, nu-i așa? Da. Vezi că am ghicit. Va fi o soție bună, așa cum meriți. Sunt foarte sigură că meriți. Cât ești de mare, Per. Nici nu-mi vine să cred că eu, o cameristă, am fost în stare să te aduc pe lume. Cum? Dar să te cresc n-am putut. E de mirare totuși că ai crescut așa de mare și voinic și fără mine. Spune, nu te bucuri deloc că ai iarăși o mamă? Cum am descurcat fără ea până acum? O să mă descurc și mai departe. Când eram mic și neputincios, am fost părăsit. Și acum
Vine o străină și îmi spune: bucură-te, sunt mama ta. O străină? Dar eu am fost tot timpul cu gândul la tine. Dar n-a trecut o zi să nu fiu cu gândul alături de tine. Păcat că n-am fost cititor de gânduri. Și tu? Tu nu te-ai gândit niciodată la ceea care ți-a dat viață? La ce ar fi folosit? O doamnă oarecare greșit undeva, într-un tren sau după o ușă, și drept urmare m-am născut eu. La ce altă explicație puteam nădăjdui? În inima ta nu simți nimic pentru mine? Lângă mlaștine locuiește o cerșătoare. O cheamă Zviza. Oamenii spun vrăjitoare. Se tem de ea, zic călare pe necuratul. Când eram copil, ieșeam cu vitele la câmp. Amărât, umilit, plouat și înghețat. Ea mă lua în casă, mă încălzea. Era bună cu mine. La ea mă gândesc și astăzi când simt nevoia unei mame. Cum au toți ceilalți. Și de mine? De mine n-ai întrebat niciodată? Uneori m-am întrebat. Cum o fi oare chipul celui care știut să mă aducă pe lume, dar care a fugit apoi de mine? Crede-mă, Per, nu puteam face altfel. Nu eram decât o biată fată săracă și chinuită. El, tatăl tău, mi-a cerut să plec și s-a îngrijit singur de soarta ta. Așadar, am și un tată. Cât de bogat am devenit dintr-o dată. Oare într-adevăr nu știai? Atunci înțeleg cât de înspăimântător de singur te-ai putut simți. Credeam că o să-ți mărturisească. Așa ne-am înțeles. Nu mi-am putut închipui că va putea păstra taina asta până la sfârșitul vieții lui. Și doar nu era un fricos stăpânul. Stăpânul? El este. Firește. Acum de nu m-am gândit la asta, nătărăul de mine. Așadar, s-a purtat totuși bine cu tine. Da, nu știa cum să se poarte mai bine. Trebuia să trudesc mai mult decât toți ceilalți. Cum? Trebuia să păzesc vitele. Trebuia să stau treaz nopțile ca să desham cai când venea acasă stăpânul de la chefurile lui. Tot ce nu vreau să facă alții, trebuia să facă Per bastardul. El însuși mă numea așa. Ai dus-o greu. Doamne, cât a trebuit să înduri. Bine că nu știam atunci ce știu acum. Că l-aș fi legat pe domnul moșier de capra trăsurii și l-aș fi plimbat prin toată comuna să-l fac de bat jocură și rușine. Un om care își bate fiul în fața satului întreg, care ia pentru el ajutor de întreținere și îl exploatează până la istovire. Dacă l-aș avea acum în fața mea, l-aș lega la stâlpuri infamie să-l scuipe și prunci. Per, nu uita că a fost tatăl tău. Eu n-am avut tată și e bine așa. Oameni care au trăit ca mine nu trebuie să datoreze nimănui recunoștință. În felul acesta își vor lua mai ușor ce li se cuvine. Acum el e mort. Dar mai sunt destui ca el. Atunci răstoarnă-i, Per. Nimeni nu va fi mai bucuroasă decât mine. Tu? Da, Per. Și pe mine m-a călcat stăpânul în picioare. Am adunat atâta ură în pieptul meu împotriva lui și a altora ca el. Ei iau de la noi tot ce le poate fi de folos și când se plictisesc ne azvârlă ca pe niște zdrențe. Per, să știi că eu n-am venit aici cu mâinile goale. Dacă ai nevoie de bani, dacă ești strâmtorat, cine are bani are tot ce vrea. Așa e lumea asta. Și așa va fi câte vreme gunoiul va fi la mare cinste. Cine vine? Maria. Per,
Vrei să spui iubitii tale cine sunt eu? Te rog, te rog din inimă. Ești gata, Per? Putem merge la plimbare? Maria, apropie-te. Femeia asta este mama mea. Întunericul serii s-a lăsat deasupra fermei Dangard. În camera ei, doamna Bon face o paciență. Întreabă cărțile dacă fiul ei plecat la oraș se va întoarce cu vești bune. Vor putea fi oare salvate ferma, cariera de piatră, amândouă grevate de datorii? Cineva bate în ușă. În prag apare domnișoara Köhler. Vă deranjez? Tot aici ești, mademoiselle Köhler. Ha, intră și scoateți mantaua. Nu, stau foarte puțin. Am întârziat și mă grăbesc să ajung acasă. Poți să dormi aici? Mulțumesc. Am unde să dorm. La Han. Știu. Lumea o să se întrebe pe bună dreptate de ce n-ai rămas să locuiești aici când e destul loc. Era o vreme când familia Bon nu se prea se închisea de ce spunea lumea. La urma urmei, n-ai decât să stai unde-ți place. De vorbit tot se va vorbi, oricum. Sigur că lumea va vorbi. N-are decât să vorbească și să defemeze cât îi place. În curând va veni fiul meu acasă și atunci... Parcă spuneați că a pierdut tot. Nu, dar de unde, nu? Cei din neamul bunilor nu dau faliment chiar atât de ușor. Albert s-a dus să încheie niște afaceri. O să găsească o ieșire din impas. Acum, acum o să vie cu vești bune. În sfârșit, lasă-mă să-mi fac paciența. Uite, valetul, dama... Degeaba... Nu iese. Trebuie să iasă. Uite și Riga. Vezi că a ieșit? Vezi? Da, dacă aș dat o mână de ajutor. De atâtea ori în viața mea a trebuit să dau o mână de ajutor ca să fie bine. Și să n-o fac tocmai acum, când sunt atâtea în joc. Desigur, numai dacă ar mai fi de vreun folos. Mă gândesc la moșie. Și de ce te interesează, dacă nu-i cu supărare? I-aș vorbi cu plăcere lui Per. Lui Per? E de-a dreptul surprinzător cum alergi tu după tânărul acesta. Ai mereu secrete cu el. Poate că da. Atunci ar trebui să-ți fie rușine și să-ți cauți un altul. Per a încăput pe mâini bune, așa să știi. Știu, știu foarte bine. Și tot mai umbli după el? L-aș ajuta cu dragă inimă. În el zace putere. De unde știi tu că în el zace puterea? Aha, încep să înțeleg. Pe tine trebuie să te caut în dărătul stăruințelor lui de a pleca de aici. Vrei să-l iei cu tine? Nu, eu aș dori să rămân aici. Atunci vorbește cu el să nu plece. Poate o să te asculte. Uite, am să-ți mărturisesc ceva. Fie că fiul meu vine cu vești bune, fie că vine cu vești rele, în ziua în care Per își va aduna lucrurile și va pleca de aici, ferma e pierdută. Și sunt pierdută și eu. Dar l-aveți pe fiul dumneavoastră? Fiul meu? Toate ar fi mers mai bine fără el. Atunci predați-i moșia lui Per, cât mai e timp. Lui Per, bastardul? Nu, niciodată, niciodată. Să se mute el cu toți ceilalți aici, în locul nostru, al stăpânilor? Niciodată. Ha. Ha. Și de unde vor avea bani? De unde?
Dacă îi adun cu toba din toată țara, nu găsești bani la ei nici câtă sare pe un ou. Să nu credeți că m-am întors chiar cu mâinile goale, doamnă bună. Da, am auzit că l-ai moștenit pe bătrânul consilier la care ai slujit. Se zice că ai fost foarte bună cu el. Era un bărbat bătrân și singur. Avea nevoie de îngrijirea mea. Mi-a purtat recunoștință. Și dacă e voie să te întreb, ce ai de gând să faci cu Per? El este fiul meu. Asta poate să o știe acum oricine. Așa. Acum încep să pricep totul. De ce ai fost atât de grăbită să pleci atunci? Da, de aceea. Și tatăl? Cine altul decât... Numai că Per urma să nu știe și să rămână la Dangat ca orice străin. Dumnezeule! Mă urâți acum, doamnă Bon. De ce să fi fost tu mai bună decât toate celelalte? Numai eu te-am crezut altfel. Triumfam în tăcere. Pe asta n-a avut-o. Pe asta n-a putut pune mâna. Era o sărmană bucurie a mea. Îmi căutam și eu o consolare. Nu mai puteam găsi. Credeți-mă, nu am fost necinstită față de dumneavoastră. Eu n-am vrut. Dar nu era chip să-i te împotrivești. Da, nimeni nu-i se putea împotrivi. Acum a ieșit totul la iveală. Acum știu totul. Moartea lui are și o parte bună. Deci înainte nimeni nu se mai poate strecura între mine și el. Câte nopți n-am plâns, amintindu-mi prin câte am trecut, dar credeam că toate s-au sfârșit. Și acum vii tu. Ah! Aș vrea să aflu cât mai multe din câte mi-au fost ascunse. E totuși de mirare cum a crescut Per așa aici. Bun, îl baciocorea, îl numea bastardul. Dar cu toate astea, oricât de rău i-a mers, al tău a ieșit mai bun decât al meu. Păcat că e un bastard. Un bun este și rămâne totuși un bun. Singură spuneați că e cioplit dintr-un lemn bun. Te gândești la Dangard. Aici nu ajunge Per la puterii niciodată. Acum o să vie fiul meu acasă. Adevăratul stăpân al Dangardului. O să găsească el o ieșire. Numai să ajungă înaintea creditorilor. Cariera de piatră am auzit că e pierdută. Ei, și... Albert o va răscumpăra. O să arate Albert ce poate. Poate să vină aurii din cap până în picioare. Per al tău, prințul cerșetor, stăpân la Dangard, nu va ajunge niciodată. Vom vedea. Noapte bună, doamnă bună. Stricat-o! Stricat-o! Ce-i? Cine e acolo? Sfiza? Ce cauți aici? Ai auzit că am tăiat porcul și te infip la pomană. Dacă vorbești așa, facă cerul să cadă toată nenorocirea din lume pe tine și pe-ai tăi. O vrăjitoare ca tine, Sfiza, e prea neputincioasă ca să abate nenorocirea asupra mea și asupra casei mele. Dacă ar fi fost după blestemele tale, praful și pulberea s-ar fi ales de mult de Dangard. Și totuși, de aici de la Dangard ți-ai luat hrana ani în șir. Drept răsplată, n-ai avut decât blesteme. E adevărat, din când în când vă milostiveați și mi-a zvârleat o fărâmă de pâine. Și acum vreți să vă aduc mulțumiri. Nici eu și nici un sărac de prin împrejurimile Dangardului
N-are de ce să vă poartă recunoștință. Păzește-ți limba, sfiza! Altfel vorbește poliția cu tine. M-am săturat să-ți văd ochii plini de ură și venin. Da, da, adevărul supără. De aici, de la voi, ne-au venit toate nenorocirile. Săracii trebuie să arunce întotdeauna vina pe cineva. Dar din pricina cui am rămas văduvă cu o droaie de copii înfometați după mine? A fost o întâmplare nefericită și... N-a fost o întâmplare, știi bine. Trăierătoarea nu avea apărătoare. De câte ori nu i-a spus bărbatul meu stăpânului: o să-mi pierd mâna. Dar ce-i păsa stăpânului? Pentru apărătoare nu s-au găsit bani. Pentru joc de cărți și băutură se găseau întotdeauna. E o poveste atât de veche. De ce scormonești mereu trecutul? Pentru că suntem siliți să tăcem. Voi credeți că noi nu putem să gândim, nici să simțim? Dar bun, v-a ajutat cât a putut. Da, a fost atât de bun că mi-a luat și bucățica de pământ după ce mi-a omorât bărbatul. Bineînțeles, mi-a plătit-o, dar banii s-au dus repede și eu am rămas și mai săracă decât eram. Și Dangardul s-a mai lățit cu o fâșie. Așa ați câștigat voi întotdeauna pământul de la noi, cei nevoiași. Dangardul s-a întins din nenorocirile noastre. Și gria pietroasă, cine a destelenit-o? Stăpânul? Nu, cu toate că avea puterea cât un taur, dar îi trebuia puterea să o cheltuiască pe altele. Ne da bani cu împrumut, dar că ne vedea că am ieșit și noi puțin la liman, când gria părăginită se făcea mânoasă, atunci ne-o lua repede înapoi. Așa a făcut stăpânul din Dangard și așa au făcut și alții ca el. Sau poate e o minciună ce-ți spun? Nu-i minciună. Dar oare săracii nu trebuie să muncească? Și cine nu-i bun de nimic, măcar atâta să facă, holdă mânoasă din pământ pietros. Pentru alții, nu-i așa? Pământul trage la cel care-i ursiță-l stăpânească. Așa e. De aceea o să se și schimbe ceva aici în curând la curte. Iar încep cu prezicerile tale, Și fără prezicerile mele se poate afla că în curând Dangardul va avea stăpân noi. Jos la han, au și început să-și împartă pământul. Cum? În timp ce fiul tău stă și înșală pe alții ca el la jocul de cărți. Ești o mincinoasă, sfiza! Pleacă de aici! Pleacă! Pierzi ușor ceea ce câștigi fără osteneală. Cine seamănă lacrimi cu lei de blesteme? Ce te holbezi așa la mine? Și fiul cerșetoarei sfiza e printre cei care își împart pământul. V-ați îngrășat destul pe spinarea noastră. Destul! Vine el, Albert! Acum vine! O să vă arate el la tot ce poate! O să vedeți voi! Albert! Ce s-a întâmplat cu Albert? Chemați să fie Per! Să fie repede, repede! Per învuită seara! Să lipsească tocmai acum când e atâta nevoie de el! Luați imediat felinarele și ieșiți pe câmp cu trăsura! Puneți paie în trăsură! Căutați cu felinarele prin toate șanțurile! Prin toate, oameni buni! Albert! Albert, unde ești? Maria! Maria! Să vii aici, Maria! Să stai cu mine! Aici sunt, doamnă! Aici! Maria! Ai auzit ce s-a întâmplat? Ai auzit ce nenorocire! Fiul meu a căzut din căruță! E mort? E mort. Saci în șanță și o să cu capul strobit. O să-l aduc acum acasă. Dar cum s-a întâmplat? Ai sprăvit cu bine treburile cu creditorii. Tu știi cât e el de copilăros. A pornit în spor cu căruța să ajungă repede acasă, să-i aducă mamei lui vestea cea bună. Știa, sărăcuțul, că eu stau aici și aștept moartă de frică să nu ni se ia casa și moșia. A fost un fiu bun, cu toate greșelile lui.
până a trecut prin atâtea încercări? Noi, femeile, ne facem uneori fel de fel de griji fără niciun rost. Și atunci, când ne lovește cu adevărat nenorocirea, acum judec totul altfel. Tot ce a făcut a fost numai din zburdelnicie tinerească. Avea putere ca tatăl lui. Acum, când e prea târziu, văd ce a fost bun în el. Am fost atât de nedreaptă cu carnea și sângele meu. N-am știut niciodată să râd de poznele lui. Întotdeauna l-am judecat și l-am osândit. Și acum am fost pedepsită să rămân singură. Domnule! Dumnezeule! Tu ești... Bună seara, mamă! Ai crezut că mi s-a întâmplat o nenorocire? Mi-a scăpat un cal, cel murg. A trebuit să sar din trăsură. De ce ești atât de necălșiță, mamă? În ce hal ești? Hainele murdare, rupte, fața ți-e plină de zgârieturi. Iar ai băut. Iar am băut. Un strop de băutură nu strică, mamă. Credeam că ai înțeles că barem acum trebuie să-ți păstrezi capul limpede. Bineînțeles, mamă, bineînțeles, dar afacerile sunt afaceri și până le pui pe roate... Și ce ai realizat? Mai dăm să beau ceva, numai un strop să-mi întărească inima. Sunt atât de istovit de drum. Îți dă, mama, îți dă. Uite, nu mai trec. Îți torn un pahar plin cu vin. Așa. Și acum povestește, fiule. E bun, e tare bun. Vorbește, spune cum a fost. Adevărul e că nu a fost ușor. Au sărit cu toții cu gura pe mine, dar fii sigură că nu le-am rămas dator niciun răspuns. Albert Bon le-a răspuns cum se cuvine. Dar afacerea ai rezolvat-o? Ai obținut amânarea? Dar de unde? Imbecilia aia n-a vrut să mai acorde nicio amânare. Mi-am închipuit. Și atunci? Și atunci la așa ceva nu se pricep femeile. Asta ține de politică, mamă. Înțelegi? Nu cumva ai fost chiar la regele în persoană? Exact. Adică nu chiar la rege, la șambelanul lui. El este președintele de onoare al societății noastre. Înțelegi, mamă? Vom primi comanda de granit pentru noile fortificații. Nu te mai osteni degeaba. Cariera ți-au confiscat-o creditorii în lipsa ta. Așa. O să-i fac eu să-mi o dea înapoi. Ascultă ce spune eu, mamă. Voi răscumpăra cariera la licitație. Sigur, cine se poate măsura cu tine? Bagă de seamă bine ce spun. Într-o săptămână o avem înapoi. Mai toarnă-mi un pahar. Într-o săptămână va fi prea târziu. O să vorbească șambelanul cu creditorii. Miercuri vine aici. Vine să vadă cum merg treburile la fermă. Apără-ne de ce o să vadă. N-ai semănat încă grâul de primăvară. Da, mâine în zori începem cu toți caii. Ai procurat sămânță? O să grăpăm și o să netezim frumos pământul deasupra, ca și când ar fi însămânțat. Înșelătorie? Trebuie, mamă. N-avem încotro. Când vor veni banii de la șambelan, o să cumpărăm și sămânța. Asta înseamnă înșelătorie. Se cheamă înșelătorie un astfel de împrumut. Și dacă în ziua când va veni șambelanul vei îmbrăca o rochie frumoasă, va fi tot o înșelătorie. Ești un mincinos și un escroc. Bine ai mai ajuns.
Și eu credeam că nu ești bun de nimic. Da, astea sunt calitățile tale. Albert, ascultă ce-ți spune mama ta. Pământul, când vrei să-l minți și să-l înșeli, se ridică împotriva ta și te blestemă. Oh, 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 oh. Prostii, mamă, prostii. Slavă Domnului, nu sunt superstițios. Nu, nu ești. Dar poate că o să-ți pese dacă însă și mama ta te va blestema. Ar trebui să te bucuri, mamă, de tot ce am reușit să fac. Și acum dă-mi să beau o băutură adevărată. Vinul ăsta botezat nu mi-a întărit inima nici de doi bani. Pah. Albert, n-ai nici un pic de milă de mama ta? Cu blestemata asta de băutură, cu pacostea asta a trebuit să lupt zi și noapte și cât a trăit tatăl tău. Și de fiecare dată ieșeam înfrântă din luptă. Pe unde se ducea să-și facă mendrele, trebuia să umblu pe urmele lui, să îndrept și să drept tot ce strica el. Dacă Bon nu m-ar fi avut pe mine, poți tu să râzi cât îți place, dar căruța împotmolită noroi, eu am scos-o de fiecare dată. Cum de n-ai obosit? Hm? Tu erai atunci mic și toată nădejdea mi-o pusesem în tine. De aceea n-am obosit. Luptam și adunam tot timpul cioburile, fiindcă mă mâncâiam cu speranța că într-o bună zi îmi vei lua tu locul. Și mă gândeam să ai cu ce să începi. Și iată că acum se repetă aceeași nenorocire. Ești un derbedeu, un mincinos, un escroc. Tatăl tău n-a fost chiar așa, cu toate că era și el un bețiv. Și... ești dat, dar tot ar trebui să-ți intre în cap ce-ți spun. Întotdeauna ai fugit de mine când vroiam să-ți vorbesc serios, dar acum te-am prins. Vreau să-ți spun numai atât, că totul a fost pentru mine mult mai greu de când ești tu stăpân aici. Ce am avut de suferit pe urma tatălui tău a fost floare la ureche pe lângă poverile pe care mi le-ai pus tu pe umeri. Numai că acum... acum sunt obosită de moarte. Mamă, mamă, mi-ai făgădit o băutură tare, un lichior, hm? Da, am să-ți dau. Am ținut-o bine ascunsă de tine până acum. Tatălui tău nu i-am făcut plăcerea asta. Hm. Pe atunci eram tânără, bună și proastă. Dar acum, stăpâna de la Dangard îi dă fiul ei să bea din băutura cea mai tare. Scoate din dulap sticluța cu acid prusic, toarnă într-un pahar, calmă, împăcată cu sine, fiul ei. Bea. Bea să te saturi. Mamă! 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 Ce-i? Asta a fost în sfârșit o băutură tare. Pentru voi doi nici o băutură nu era destul de tare. Să te ducă mama ta pe braț în patul tău.
o să te învenească cu plapumă. Nu ești greu deloc, nici pentru o paralitică bătrână ca mine. Tatăl tău era cioplit din Outland. Dorme acum, fiule, dorm. Ăsta-i cel mai bun somn. Sărăcuțul de tine, și tu ești tare ostenit. Întotdeauna ai fost așa de obosit, chiar din prima zi în care te-am adus pe lume. Te-am ținut cu sila în viață, împotriva voinței mele. Credeam că-mi vei salva onoarea. Copilul meu, fă și mamei tale puțin loc în pat. Eu te-am ținut de atâtea ori în brațe când erai mic și bolnav. Acum noi doi trebuie să ținem unul cu altul. Oh, ce rece ești! Rece ca gheața! Așa ai fost tu întotdeauna. Ai avut prea puțin sânge. Așa, fiul, acum sunt lângă tine. Acum poate veni moartea, întunericul, să mă înghită, să ne ia. Luăm și Dangardul cu noi, să nu-ți fie teamă, nu l-am lăsat lor, nu. Măicuța ta nu dă voie nimănui să-ți ia locul, să se lăfăie pe locul tău. Păcat, fiul meu, că nu poți vedea sfârșit. Acum vă izbucni flăcările. Lumânarea e pusă sub pat. Am pus-o bine, bine de tot. Mă năbușe ful. Flăcările încep să cuprindă totul. Totul. Focul va mistui tot. Ați ascultat Ferma Dangard de Martin Andersen Nexø, adaptare radiofonică de Sidonia Drăgușanu. Distribuția a fost următoarea: Doamna Bon, Cleo Pancernățeanu; Eric, Constantin Guțu; Albert, Ionescu John; Maria, Dina Mihalcea, artistă emerită; Per, Constantin Codrescu; domnișoara Köhler, Lili Popovici; Gheartă, Maria Voluntaru; Zviza, Dida Solomon Kalimahi; Crainicul, Sorin Balaban; regia artistică, Mihai Zira, maestru emerit al artei.